Robert Kazanciuk, avertisment dur pentru Iohannis, după ce a refuzat să o revoce pe Kövesi, va răspunde în fața electorilor. Fostul ministru al Justiției, Robert Kazanciuk, a declarat, marci, ce presubliniere dintele Klaus Iohannis va răspunde direct în fața electorilor pentru decizia sa de a nu revoca pe Laura Codruca Kövesi din funcția de procuror subliniere Efaldna. Kazanciuk susține ce nu s-a pus problema suspendării lui Iohannis. Presubliniere dintele va răspunde în fața electorilor pentru această decizie. Este o decizie politică pe o propunere fundamentat bine, spun eu, de ministrul Justiției. Faptul ce presubliniere dintele a avut altă opinie este responsabilitatea domniei sale, dar ministrul a argumentat destul de bine această solicitare. Cum ați văzut, evenimentele ulterioare au întărit argumentele ministrului Justiției. E o procedură în curs de luare. Domnul Toader a anuncat ce va ataca această decizie la CCR. Aici intrăm pe terenul juridic unde lucrurile sunt mai complicate. Avem un text de lege în momentul de fapt care vorbe subliniere de o anumit procedură, dar avem sublinierei decizii ale CCR care arată cum trebuie interpretat textul legii în spiritul Constituției. Din acest punct de vedere, presubliniere dintele României are, în momentul de fapt mai degrab un rol formal, decât un rol decizional, a declarat senatorul PSD de la Parlament, potrivit Mediafax. Întrebat dacă există intenția unei suspendări a presubliniere dintelui, dacă judectorii CCR nu vor dacă subliniere tic de cauza guvernului, presubliniere dintele Comisiei Juridice a Senatului a replicat două puncte nu s-a pus niciodată problema suspendării presubliniere dintelui României. Întâlnire exploziv după decizia pentru Kövesi, Iohannis, fanfa cu Tericianu. Chestionat despre cine ar trebui să facă această sesizare, guvernul sau presubliniere din cii Parlamentului, Liviu Dragnea sublinierei Celin Popescu Tericianu, Kazanciuk a răspuns, actorii sunt stabiliți de Constituție, cine poate să facă acest lucru, guvernul, presubliniere din cii celor două camere, CSM. Sunt instituții care pot să facă această sesizare. Probabil ministrul Justiției va argumenta destul de bine anuncul făcut ieri, de ce este un conflict de natură constituțional. Oricare dintre titulari poate să facă acest lucru, se atace la CCR decizia subliniere F-ului statului NR. Guvernul are avantajul de a avea Ministerul Justiției în structura sa, de a avea cel mai potrivit om care să evalueze sublinierei litera sublinierei spiritul legii. F-ul statului a refuzat, luni, să dea curs cererii de revocare a Laurei Codruca Kövesi, anuncând ce motivele invocate de Ministrul Justiției nu au fost de natură să îl convingă. Imediat după ce presubliniere dintele României subliniere i-a anuncat decizia, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anuncat ce va sesiza Curtea Constituțională.